Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi puțin despre oamenii care apar în viața noastră. Și bineînțeles că aceștia, aceștia apar cu un motiv anume. Dragii mei, oamenii care apar în viața noastră cu motiv pentru un sezon sau apar pentru o viață, atunci, atunci când îți dai seama tu care este motivul, înțelegi și care este sau care va fi relația ta cu persoana respectivă. Astfel încât n-ar trebui să suferim atunci când viața ne dă, ne dă un ghiont în aceste relații. Atunci, când cineva este, apare în viața ta pentru un motiv, apare de obicei pentru a, a, satisface o anumită nevoie pe care ai, ai exprimat-o tu cândva. Poate că a venit să te ajute, să treci peste o perioadă dificilă pentru a-ți oferi îndrumare, asistență, pentru a te ajuta la nivel fizic, emoțional sau spiritual. S-ar putea să ți se pare că, că unii oameni au fost trimiște către îngerul tău păzitor. Aceștia apar când tu, tu ai cea mai mare nevoie de, de, de ei. Apoi, fără vreo greșeală sau sau vina ta sau, într-un într moment nepotrivit, această persoană va spune sau va face ceva pentru a pune capăt relației, relației voastre. Câteodată pleacă din lumea aceasta, câteodată pleacă doar din viața ta, iar, iar uneori te obligă să schimbi viața. Ceea, ceea ce trebuie să înțelegi este faptul că, că nevoia ta a fost împlinită, iar dorința ta a fost și ea împlinită. Munca persoanei respective, deci înțelege, înțelege că s-a terminat. Rugămintea pe care ai îndreptat-o tu către univers și-a găsit răspunsul și este, este momentul ca tu să mergi mai departe. Unii oameni vin în viața ta pentru o anumită perioadă. Probabil că este acel moment în care trebuie să crești și să înveți alături, alături de ei. De aceea vei avea atunci parte de o experiență care, care te liniștește, care, care, care te face să râzi. S-ar putea să te învețe ceva ce nu ai făcut niciodată până atunci. Acești oameni îți oferă de obicei bucurie, iar toate aceste lucruri durează să țineți minte doar pentru o perioadă, perioadă limitată. Relațiile care durează o viață te vor învăța lecții, lecții importante. Lucruri care, lucruri care trebuie să le obții pentru, pentru a avea tu o bază emoțională solidă. Treaba ta este doar să accepti această lecție, să iubești persoana respectivă, să pui în practică tot ceea ce ai învățat tu în celelalte relații și și, și zone ale, ale vieții tale. Se spune și chiar așa este că dragostea, dragostea e oarbă, dar prietenia, uf, Așa îmi place să-i spun. Prietenia este clar văzătoare. Mulțumește-le persoanelor care te ajută să crești în această viață, chiar, chiar, dacă, chiar dacă uneori te face să uh, uh, faci parte din această uh, viață pentru, pentru mult, uh, pentru un timp uh, prea scurt. Așa că, dracul meu care mă asculți acum, dă drumul, dă drumul acelor persoane care, care nu sunt pregătiți să te iubească. Știu, acesta este cel mai greu lucru pe care poți să-l faci în viața ta și va fi va fi și cel mai important lucru. Încetează să porți discuții dificile cu oamenii care nu vor să se schimbe, pentru că ei nu se vor schimba niciodată. Când începi să lupți pentru o viață cu bucurie, cu interes și angajament, nu toți vor fi gata să te urmeze pe tine, pe tine în acel loc. Asta nu înseamnă că trebuie să schimbi ceea ce ești tu, înseamnă că trebuie să se lasă pleca acei oameni care nu sunt pregătiți ei să te însoțească pe parcursul vieții vieții tale. Adevărul e că nu, că nu ești nu ești uh, pentru toți și bineînțeles nici uh, toți nu sunt pentru tine. Când uh, cu cât te implici mai mult uh, cu oamenii care te folosesc. Hai să zicem ca pernă, ca opțiune de fundal, da? Întotdeauna am zis că terapeut pentru recuperarea emoțională, cu atât scapi mai mult de comunicarea cu care, pe care o dorești. Poate dacă nu apari, nu te vor căuta. Pentru că pentru. pentru ce-ți dedici atâta timp și energie? M? Știu că-ți va defini existența. Când o să realizezi, o să începi să înțelegi de, de ce este atât de nerăbdător să pleci, să pleci și să simți când poți să petrești timpul cu oameni care sunt pe aceeași lungime de undă cu tine. Acesta este videoclipul de astăzi. Deci, oamenii care apar în viața noastră care apar în viața noastră pentru a ne învăța anumite le lecții, apar cu un scop anume. Ok, dragii mei, închei okay, acest material cu datele unde mă găsiți. Dragii mei, mă găsiți pe canalul meu de Facebook, uh, canalul meu, pardon, canalul meu de YouTube. Gabriela Ilinca, Ga -ă, Aron Gabi Gabriela Viața, apoi pe Facebook-ul meu Gabriela Ilinca, apoi pe blogurile mele Viața, Reiki Usui, Gabriela Ilinca Reiki, terapii spirituale și inițieri și mesaje. Dincolo de viață, mi la revedere de la voi cu fraza mea, vă transmit din suflet lumină și iubire. Vă sărut, dragii mei!